Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Subiectul declarației mele se referă la salvarea și prezervarea patrimoniului cultural al umanității. În acest an se împlinesc 40 de ani de la adoptarea protocoalelor adiționale din 1977 la Convențiile Umanitare de la Geneva, protocoale care conțin prevederi importante în domeniul protecției pe timp de conflicte armate internaționale și neinternaționale, a bunurilor cu caracter civil în general, a celor culturale în special. Pentru locul aparte pe care Convențiile Umanitare de la Geneva îl au în asigurarea protecției persoanelor și bunurilor în caz de conflicte, data de 14 mai, data în care România a devenit parte la acestea, a fost instituită prin legea 177 ca ziua dreptului internațional umanitar, iar marcarea ei este prevăzută a se face prin activități specifice la nivel local și național. Prin hotărârea de guvern 420 din 2006 a fost creată Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, care a adoptat o strategie națională de aplicare a prevederilor tratatelor la care România este parte. Structurile administrației publice locale și centrale prahovene, instituțiile de educație, știință și cultură, au susținut organizarea și desfășurarea primelor trei ediții ale Zilelor Dreptului Internațional Umanitar. Ca prefect în acea perioadă al județului Prahova, am susținut demersurile inițiate cu un alt profesionalist de Asociația Română de Drept Umanitar, filiala Prahova. La nivel local s-a adoptat hotărâre de Consiliul Local, prin care a fost pusă în aplicare o prevedere stipulată în Convenția de la Haga cu privire la protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, potrivit cărea, în 6 luni de la ratificarea, statele își asumă obligația ca bunurile ce beneficiază de protecție să fie inventariate. Măsura este obligația asumată prin adoptarea tratatelor internaționale și ar trebui să fie extinsă la nivel național. Tematica generală a celebrării Zilei Dreptului Internațional Umanitar din acest an este dedicată protecției și conservării bunurilor culturale. Protecția bunurilor culturale trebuie să fie în atenția tuturor instituțiilor naționale și a structurilor guvernamentale și neguvernamentale, cărora le revin răspundere exprese în acest sens. Este spiritul care animă organizarea acestei ediții a Zilelor Dreptului Internațional Umanitar, iar acest demers se impune a fi susținut și amplificat la nivel național. Mulțumesc. Vă mulțumesc! Deputat Rodica Paraschiv, circumscripția 31, Prahova.